Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip pe canal. De data aceasta ne jucăm BIMNG NG. Nu am mai jucat de foarte mult timp. Am băgat aici câteva modulețe, o să facem noi câteva chestiuțe. Episodul acesta, în schimb, ne vom juca cu Dacia Logan. Am mai băgat eu un Audi ca să ne jucăm cu el și un Range Rover Sport. Mai voiam să bag niște chestii, dar văd că e un brăduț pe aici. Ori nu mai țin eu minte de ele. Oricum, o să ne jucăm, o să facem diverse chestiuțe șmechere. Episodul acesta avem Dacia Logan versus Tun. De ce Dacia? Pentru că români. Tun pentru că români și distrugem chestii. O să încerc să dau cu slow motion. O să dăm acum. Ia, hai să vedem ce iese. Încă nu știu dacă e cea mai bună camera asta. Mai am altele. External. E drăguță camera asta, nu? Bun, eu dacă am apăsat acum space, o să... space, o să tragă instant. Ideea e că nu pot să mișc camera, nu? Nu. E X100. Ok, a tras, observați. Și, deci e X100 setat. Nu e sunet pentru că s-ar bugui, cred. Uitați-vă la asta. A format toată fața mașinii. Nici explozia nu a avut loc să se vadă. Și acum, testul test, mașina încă merge, nu are nicio treabă. Bine, arată groaznic. Dar, merge. Bun, acum o să... Mamă, unde mi-a dat? Ăsta se duce. Ocutat. O să mai dăm o... Ok, asta e interesant. Nu știam că se poate așa ceva. Nu voiam să fac chestia asta. Și... ai, e camera pe bilă. O să vreau din lateral ca să o lovim. O să luăm camera de pe ăsta. Fiți atenți. Deci dăm... deci noi acum suntem bilă, cum ar fi. Dăm X100 și sunteți gata? Haideți! Apropo, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like. Mă ajută, adică arată mult mai bine pentru mine. Eu, da, știi, arată bine. Hai să vedem, 3, 2, 1 și... pleacă. S-au pornit farurile, practic. Vedem aici. Acum e mingea, gen bila aia, nu? A, a rămas în Dacie, fiți atenți. Fiți atenți la nebunia asta. Deci a rămas în Dacie. Nu mai merge, nu mai merge, că s-a dus toată. Și ce interesant e că are tracțiune spate. Știu că în realitate sunt față, doar că nu știu de ce are spate. În fine, mai puțin important asta. Uitați-vă cum a făcut mașina asta. Deci, dacă nu știi jocul acesta, obișnuiam să-l joc foarte mult, acum mult timp, exact pentru chestiile astea. Doar că nu mai știu de ce m-am lenevit sau rămăsesem fără idei și nu m-am jucat. Cam asta a fost. Ia, o să vreau să dau de la apropiere. Ideea e că nu știu cum o las pe ăsta mai jos. În fine. O să mai facem cu mașina aia niște nebunii. Așa. Și vreau să vin eu cu mașina foarte aproape de chestia aia. De tun. Cred că mi-am prins aripa. E ok. Las-o așa. E bun. Așa, bun. Și uite așa. Dăm X100. Mai încet și sunteți gata? Și... nu. Trebuie să vină bila. E pe drum. E pe drum. Vine. Să zicem că aș fi șofer. Asta e camera la volan. A, nu. Aș fi mort. Pentru că bila e fix în capul meu. Wow. Nici nu mai ating pământul. Deci uitați-vă la asta. Nici nu mai ating pământul. Acum ating. Ce chestie tare. Și
s-ar putea să meargă, fiți atenți că încă nu a rupt transmisia cu ale. Asta încă merge, deci e bat la pariu. Da. Bine, șoferul ar fi dus, dar mașina încă merge. Cred că e cel mai nasol Logan pe care eu am reușit să-l stric. Bun, cam atât cu tunul acela. O să facem și alte accidente, doar că am o mică problemă la controle, nu știu de ce. M-am jucat cu controlele pe aici. Clutch assist general, vehicle specific, shoot ball. Da, nu, ok, da, e puțin complicat. Apropo, dacă mă întrebați, jocul nu este gratuit, jocul este pe Steam, este un joc foarte vechi, relativ, va urma să bagi un multiplayer, încă nu există. Au zis că asta nu e momentan problema lor, nu problema, nu găsesc cuvântul, asta a lor, targetul lor, știi, să bage multiplayer-ul. Doar că jocul ăsta, dacă ar avea multiplayer, ei nu, probabil nu înțeleg că ar bubui, ar exploda jocul ăsta, plus o reducere de 50% să fie undeva la 10 euro, ar exploda. De ce? Păi, simplu, probabil ți-ai dori să te lovești cu prietenul tău, să vă buși, să vă stricați mașinile sau curse. Hai să vedem cât prinde Loganul ăsta, totuși o să-l luăm sus pe pista aia. Nu știu cât se duc în realitate. Habar, da. Dar știu sigur că îmi veți spune voi în secțiunea de comentarii și... Și am sărit. Și fiți atent, se face țândări. Bă, rezistentă, dar... asta e... E modelul la care de aici am. Are aici ceva foarte rigid în joc. Nu știu ce are, doar că ideea e că nu ăla... Nu o lasă să treacă prea mult, pur și simplu. E ceva pe acolo. Hai să vedem cum se descurcă off-road. Asta nu vrea fost off-road. Avem aici un... De fapt nu, avem acolo. Au mai făcut ăștia un update la joc, au băgat orășelul acela. Oricum, jocul ăsta voiam să-l joc cu volanul inițial, doar că am volanul legat la playseat. Interiorul e destul de detaliat. Taigo, aoleu, over rev risk. Păi chiar așa fragil e, frate, Loganul? În joc. În realitate, nu știu. Măcar a făcut și aici bordul așa de plastic. Că și în realitate e un plastic de la de vrea să imite pielea. Și o să mergem noi pe aici. Uite frumos. Cred că bara față e gata. Nu, mă. Ba da, mă. E parcă puțin îndăită. Ce am, știu cum merge ăsta pe aici? Puuu, îi dau blană, ea. I-a ieșit motorul prin capotă. I-a ieșit motorul prin capotă. Sau ce a ieșit? Ce e ăla? Ce vrea să fie chestia aia? A, saru, am înțeles. Ce vrea să fie chestia aia? What? Habar n-am ce ar trebui să fie chestia aia. Ceva motor de scooter, cum arată pe ansamblu. În fine, o să mergem acum pe gheață cu ea. Avem o grămadă de chestii pe aici să putem testa. În jocul ăsta poți să faci un fel de car vlog. Refer pe partea de gaming. Pentru că dacă conectezi un volan și toate cele condusul, e extrem de realist. Și după cum vedeți și voi, cam tot e realist în joc. Bine, nu mă refer cum s-a rupt roata când am sărit hopul ăla. Mă refer per total la mașini făcute ca lumea. Nu asta, ci cele default. Sunt destul de ca lumea. Deși ați văzut, a fost ok, bam. A intrat de pe ăsta care aluneca pe normal, îți te-a ridicat. Deși mașina asta e foarte ușoară în joc. Iată. Și nu știu acum dacă au făcut, dar nu cred. Marshall, mi se pare că la astea poți să... Nu o poți. Are V... Ce, mă? Are V8 de 4.5. Bine, asta în joc. Poți să-i schimb cutia? Nu. Ah, da, tocmai am rupt. Nu știu cum să o fac.
Să-i pun tracțiunea față, mi se pare că push bar, ce asta? Ok, mi se pare că nu merge să pun. Pot să fac de poliție? Nu. De ce e așa lăsată pe spate acum? Chiar nu știu de ce e așa lăsată pe spate și de ce e așa furioasă. Bă, ce am făcut eu? Că... I-am scos doar sistemul de evacuare și ce am pus? I-am pus pushbar-ul ăla și decal, ce-or fi alea. Livrării, de-alea, desene pe ea. De ce pleacă așa supărată? O tăia? Loganel cu tracțiune spate. Și cam atât a fost și cu Loganul nostru, mă băieți. Hai mai rapid. Și... Asta a fost urâtă. Asta a fost urâtă. Mă amintesc când aruncam mașinile de pe munte. Mai e o mapă în munte și le tot aruncam să văd care e mai sigură. Am putea să facem chestiile alea, nu? Deci dacă vreți să revină seria oricum, mai facem episoade și chestii. Bă, da, ce fuge. Dacă vreți să revină tipul ăla de clipuri, lăsați acolo un like și un comentariu să știu. Dacă aveți orice idee, evident, lăsați-le în comentarii. Le citesc, că doar de asta vă zic să le puneți. Mai dau și inimioare ocazional, da, la 150 era gata mașina, nu cred că se făcea doar atâta. Ce naiba, mă. Da, oricum, e modelul făcut, mă refer un joc, e modelul făcut. De aici, nu știu ce naiba are de... Nu știu ce are, scuzați în imagine. De nu pot să... O distrugit, exact aici. Exact aici nu mai merge, frate, să-i faci nimica. Uite, deci, ea când se mișcă... Pleacă cu toată bucata asta, asta nu se îndoaie. Nu știu de ce, așa a făcut tot tipul respectiv. Și este, o face foarte rezistentă, ceea ce are treabă, frate. Wow, te brand new. Ați mai văzut voi Logan așa? Hai că-l fac smart. Te-i dau și spatele. Acum cu ce seamănă? Parcă e un Opel, ceva de genul așa. Da, acum zici că e Opel Kadett. Cred că Opel Kadett e, nu ăla mic și urât. Sau habar n-am. E un Opel, nu Kadett. Kadett-ul e măricel, parcă. E un Opel mic și urât. În fine. Cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, evident, nu uitați să apăsați acolo butonul nostru de like. N-are rost să le fac extrem de lungi, că n-are rost. Mai bine scurte și la obiect, ne-am jucat și cu tunelețul, am mers și off-road și am băgat-o și noroi. Și apare nu face față noroi. Hai, gata, mi-aduce aminte de spin tires. S-ar putea să nu știu că și spin tires, de ce nu? Noi ne vedem data viitoare. Nu uitați să apăsați acolo butonul și de like și baftă! Pa, 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 pam!